Andreea, mulțumim! Angajații de la stat reîncep protestele. Sindicaliștii din Ministerul Finanțelor din VAM și de la ANAF au intrat de astăzi în grevă japoneză, nemulțumiți că guvernul nu are de gând să le majoreze din ianuarie salariile cu 5%, așa cum promisese. În direct alături de noi, chiar acum, colega noastră Cătălina Mănoiu, care vine cu mai multe detalii. Bună dimineața, Cătălina, te ascultăm! Bun găsit, însă de la miezul nopții a început această grevă japoneză desfășurată de angajații din Finanțe, VAM și ANAF. Au purtat pe mână o banderolă albă și spuneau reprezentanții că vor ajunge chiar și la măsuri extreme dacă nu renunță guvernul la această măsură, la decizia de a-i tăia de pe lista majorărilor cu 5% a salariilor. Este în pregătire o ordonanță de urgență care exclude de la majorări salariale cu 5% acești angajați din subordinea Ministerului Finanțelor, angajații din Justiție și angajații de la Casa Națională de Sănătate. Trebuie să spunem de asemenea că sindicaliștii reclamă că este o discriminare pe care guvernul o face și atrage atenția că angajații din Finanțe nu au primit anul acesta o majorare, așa cum spune guvernul, și mai degrabă au fost egalizate salariile în plată, astfel încât pentru aceeași funcție și aceeași muncă depusă să existe un salariu egal. Spuneau că s-a pus capăt unei discriminări care a început în 2017. Cei de aici care protestează ca guvernul să păstreze această majorare de 5% a salariului de bază din ianuarie și reclamă că în caz contrar această grevă japoneză pe care o desfășoară ar putea să fie o măsură extremă și s-ar putea ajunge chiar la o grevă generală.